Ministerul de Externe de la Chișinău informează că, potrivit datelor preliminare, nu există cetățeni ai Republicii Moldova printre victimele atentatului produs noaptea trecută pe aeroportul Ataturk din Istanbul, când s-au detonat atacatori kamikaze. Totodată, instituția precizează că a fost instituită o linie de urgență de către Consulatul General al Republicii Moldova de la Istanbul. Astfel, cei aflați în dificultate și care au nevoie de orice ajutor pot apela numărul de telefon +90 53 50 25 42 76. În urma exploziilor de pe aeroport, conform datelor recente, au murit peste 40 de oameni, iar alți peste 230 au fost răniți. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova sărbătorește 19 ani de la înregistrarea formațiunii, membrii acesteia fiind felicitați de actualul lider al lor, Igor Dodon. Acesta a adresat cuvinte de felicitare în mod special fondatorilor partidului, printre aceștia fiind Eduard Smirnov, Victor Sorocean, Oleg Lipski, dar și alții. La anul, când vom sărbători jubileul de 20 de ani, ne vom putea mândri cu faptul că Moldova are un președinte socialist, care îi va oferi țării noastre perspective mult mai bune de dezvoltare și afirmare ca stat, a mai scris pe rețelele sociale Igor Dodon. Acesta se află în fruntea Partidului Socialiștilor din anul 2011. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, consideră că opoziția are scopul de a consolida și de a uni societatea. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta scrie că Moldova este un stat independent și soarta noastră este doar în mâinile noastre. Nimeni în afară de noi nu va da peste mâini judecătorilor corupți, nu va elibera instituțiile de stat capturate, nu va construi noi drumuri. Unul dintre scopurile principale ale opoziției este de a crea în Moldova o adevărată națiune, care ar conștientiza responsabilitatea pentru viitorul acestei țări. Pentru unii, cum ar fi liberalii, ziua de 28 iunie este un pretext pentru a vorbi din nou despre unionism, mai scrie Usatăi. Astfel, el a răspuns ideii liberalelor care afirmă sus și tare în frunte cu liderul lor Mihai Ghimpu că pe 28 iunie 1940 Basarabia a fost ocupată de ruși. Peste 5600 de burse au fost oferite de către Guvernul României cetățenilor moldoveni dornici de a studia peste Prut. Astfel, tinerii originari din țara noastră pot opta pentru toate nivelurile de școlarizare, studii liceale, de licență, masterat, rezidență, doctorat, în orașe de pe întreg teritoriul României. Lista actelor necesare pentru depunerea dosarului, repartizarea pe instituții de învățământ și specialități, poate fi găsită accesând site-ul Ministerului Român al Educației, www.edu.ro. Deputații PLDM au definitivat proiectul de lege despre procedura de selectare prin concurs public a membrilor și conducătorilor instituțiilor de control, reglementare și supraveghere aflate în subordinea Parlamentului sau a căror numire se face de către legislativ. Astfel, în document au fost prevăzute principiile fundamentale ce vor sta la baza procedurii de selectare prin concurs: legalitatea, integritatea, profesionalismul, transparența, competiția deschisă, etc. Adoptarea proiectului va avea efecte multiple. Va fi ridicat nivelul de performanță și responsabilitatea demnitarilor în administrarea eficientă a intereselor statului și ale cetățenilor. Promovarea în funcții publice se va face după principiul meritocrației și al eficienței, prin prisma aplicării unor reguli clare, specifice competiției juste. Prim-vicepreședintele PDM, Vladimir Plahotniuc, intenționează să propună modificări legislative vis-a-vis de funcționarea selelor pentru jocuri de noroc și a cazinourilor. Într-o postare pe blogul său, democratul scrie că va propune colegilor din coaliția de guvernare să găsească împreună formula pentru a reglementa drastic funcționarea unor astfel de încăperi. Am făcut publică această inițiativă pentru că știu că întotdeauna când se încearcă reglementarea activității cazinourilor și selelor pentru jocuri de noroc, apar imediat unele grupuri de interese care încep să facă presiuni pentru a-și păstra anumite facilități, inclusiv pentru comiterea unor ilegalități. Vreau ca aceste grupuri să știe că de această dată mă voi implica personal și împreună cu colegii din coaliția de guvernare vom face ordine, mai scrie Plahotniuc.
Succesorul lui David Cameron va fi numit pe 9 septembrie, Partidul Conservator Britanic amânând data stabilită inițial pe 2 septembrie. Depunerea candidaturilor va începe miercuri 29 iunie și se va încheia joi 30 iunie. Precizăm că David Cameron și-a anunțat demisia imediat după aflarea rezultatelor referendumului, la care aproape 52% din britanici au decis să părăsească Uniunea Europeană.